Pasă greșită Lusamba trece în viteză, Lusamba și va fi cartonaș galben. Dumitru Muntean. Excelent aici, George pentru Lusamba, trece, fault. Cel minte în centru careului, însă intervine excelent Dumitru Muntean. Lusamba îl are pe Jurj în partea stângă, deocamdată în offside. Lusamba de unul singur pasează cu cearcă, o pasă pentru Jurj. Jurj în careu și gol! Ce să facă Cubaș, pasă pentru Lusamba, fundașul central parcă are o viteză în minus. Lusamba, dribbling, centrare în fața porții! Continuarea este nefericită. Bine Lusamba, excelent. Brata. Avansează Brata. Pasă pentru Lusamba, e în careu, un dribbling și e penalti. Olivier Lusamba obține penalti la această fază. O imprudență a lui Scuta, nu a lui Mevlana Adili. Iată macedoneanul se duce în alunecare, dribbling frumos al congolezului. Iată, oprește elegant. Vă spuneam și la acea fază la care Vasile Pop a cerut penalti după duelul cu Ciucă. Aceste alunecări sunt greu de controlat. Duruș. Și din nou oaspeții nu reușesc să ajungă la poarta lui Șuta. Excelent aici Dumitru Muntean. Scapă de unul singur, îl are aproape pe Lusamba. Este offside, din păcate. Cu aproape toți jucătorii în careu. Minge trimisă pe poartă și... se cere faul la portar care s-a accidentat, se cheamă medicii rapid. Probleme mari par să fie acolo pentru... Dacia Unirea Brăila, acum posibilitate de contraatac, nu e offside, Lusamba, portarul rămâne pe colțul, pe linia porții. Centrare, lovitură de cap, Lusamba, gol! Olivier Lusamba! Acum ocazie de 4-2, Lusamba trece pe lângă. O centrare... nouă greșeală a defensivei noastre. Acum pe contraatac Jurj pătrunde, Jurj își face bine mingea, șut slab și gol! Lusamba deschide scorul. Deschide scorul Olimpia, un început modest de partid. Acum Lusamba cu un șut de la 30 de metri din schemele cu care Olimpia a marcat destule goluri din faze fixe. Cap bară Lusamba și...
Khalifa reușește să câștige balonul. Lusamba pasează cu Brata, care se afla în, cel puțin așa am văzut noi de aici de sus. Lusamba trece de un adversar. Lusamba din nou. Ben Khalifa. Lusamba nu se înțelege cu Lucaș. Lusamba după toate punctele și pot să se declare până la urma urmei după acest gol primit, nemulțumit de cum George. Lusamba, excelentă combinație cu George. Ce am văzut în primele 46 de minute, pentru că a fost și un minut de prelungire la prima repriză. Lusamba, excelent pentru Jurj, se întoarce Vasile Pop, să vedem și golul 4, Popică în fața porții, șut. Spectatorii, însă timișorenii au umplut sectorul rezervat. Favoritul lui 4-4-2 a trimis în față pe Lusamba și Jurj și va încerca probabil să pună presiune pe fundaș și central, cu atât mai mult cu cât acum, iată, Mera deja are cartonaș galben, Mihalca trage golul pe care l-a marcat Bădăluță. Până la urmă i-a ieșit lui Bogdan Done cu mingile lungi trimise pe cei doi atacanți, Spesorescu și Bădăluță, știut să profite, a văzut probabil că acolo e o mică problemă la Olimpia Satu Mare. Mera, Jurj scoate mai departe, Lusamba, greoi Olivier Lusamba până s-a au cerut fault acolo jucătorii de la Poli Timișoara. Rugby e drept că nu l-au o diferență atât de confortabilă. E Metalul Globus 1-1 cu FC Argeș. Rezultate de până acum în etapa 11. Mera în duel cu posesie. Excelent, scoasă Lusamba. Acum centrare. Iese însă Bozoancă și reține litrii de astăzi. O centrare și... Prelungește din nou cu capul Lusamba. Pentru Lusamba, de unul singur atacantul Olimpiei, nu prea are soluții, a nevoit, vine excelent Duruș. Lusamba pasă pentru Vasile Pop, trece de asta. Pentru formația gazdă Olimpia Satu Mare.